Traseul propus în acest video se află în munții Ciucaș. Începe din stațiunea Cheia și continuă prin Valea Gropșoarele până la cabana Muntele Roșu. Iar la final, ne întoarcem în stațiunea Cheia pe drumul de pe Muntele Balaban. Traseul pornește din stațiunea Cheia, din drumul național 1A, cotind pe drumul comunal 22A, pentru câțiva zeci de metri, până la indicatorul care ne arată direcția spre mănăstirea Cheia. Aici se poate parca mașina. Urmăm indicatorul rutier și după circa 150 de metri, ajungem la mănăstirea Cheia. Unde vedem și marcaje turistice. Noi vom urma traseul marcat cu punct albastru, care ne conduce spre marginea pădurii. Traseul stațiunea Cheia, cabana Muntele Roșu, marcaj punct albastru, este de dificultate ușoară spre medie. Poate fi parcurs în 2 ore, 2 ore și jumătate și se desfășoară pe aproape toată lungimea lui pe un drum forestier. Mai departe, înaintăm pe strada bine marcată turistic și ajungem lângă un centru de telecomunicații, unde se găsesc mai multe antene uriașe. Înaintăm pe drumul de exploatare și după aproximativ încă 800 de metri ne intersectăm cu drumul național 1A pe care îl traversăm. Mai departe, trece pe lângă bariera care închide drumul forestier și continuăm traseul pe drumul din Valea Gropșoarele. Înaintăm pe firul văii, în urcare ușoară și după circa 20 de minute de mers lejer, suntem în Poiana Gropșoarele. Din poiana care se întinde pe o lungime de circa 300 de metri, putem admira în fața noastră, în toată splendoarea ei, culmea Zăganul Gropșoarele. După ce părăsim Poiana Gropșoarele, drumul forestier marcat cu punct albastru intră în pădure. După puțin timp, părăsim firul văii Gropșoarele, iar traseul urcă din ce în ce mai accentuat pe plaiul Muntele Roșu. Mai departe, pe drumul de exploatare, întâlnim mai mulți copaci căzuți. Dacă îți place acest video, te invit să dai share, like și să te abonezi la acest canal de YouTube.
După circa un kilometru și jumătate de urcare, traseul părăsește drumul, cotește spre stânga, în coborâre ușoară. Înaintăm prin apropierea hotelului Silva, iar mai apoi ajungem la drumul auto din Poiana Muntele Roșu. Ajungi la drum, cotind spre stânga, pentru a ajunge la cabana Muntele Roșu. Cabana nu este deschisă tot timpul anului. Dacă îți place acest video, te invit să dai share, like și să te abonezi la acest canal de YouTube. De la cabana Muntele Roșu, revenim în stațiunea Cheia, pe marcaj bandă galbenă. Acest traseu, de dificultate ușoară, care poate fi parcurs în aproximativ o oră și jumătate, se desfășoară, pe aproape toată lungimea lui, pe drumul auto de pe muntele Balaban. Acest traseu, pe timpul iernii, poate fi foarte distractiv, mai ales pentru cei care vor să alunece pe zăpadă. Mare atenție însă la mașini. Pe toată lungimea acestui traseu de pe muntele Balaban, părăsim drumul de mai multe ori. Tăiem serpentinele mai lungi cu ajutorul scurtăturilor. La venirea serii, aprindem frontalele, iar când ajungem la drumul național 1A, îl traversăm. La final, traseul coboară ușor mai accentuat, pentru puțin timp, iar mai apoi ajungem în stațiunea Cheia și ne îndreptăm spre locul unde am parcat mașinile. Dacă ți-a plăcut acest video, te invit să dai share, like și să te abonezi la acest canal de YouTube. De asemenea, pentru mai multe informații despre acest traseu, dar și despre alte trasee montane, accesează site-ul traseepemunte.ro. Mulțumesc!